Bună ziua, dragi prieteni din pești! Hai să mă la pești! În dragoste, în zaruri! Pești, o supărare trecătoare, o schimbare... Câteodată simțiți că această relație nu mai aveți niciun... Nu știți în ce direcție merge, nu știți... Nu mai aveți nicio direcție să mergeți, parcă totul este terminat. Dar nu, eu văd dragoste că vă iubiți mult unul pe celălalt, că o să ajungeți la un echilibru, la un înțelegere, da. Dar dumneavoastră o să spuneți stop, o să spuneți stop la tot echilibru și la ce vă spun eu. Nu știu ce vă dezamăgește această persoană, ce vă face, nu se comportă cum vă doriți și o să puneți stop relației. Sunt și cărțile. Dar eu văd că nu, eu v-aș vedea foarte bine în relație, că totul se rezolvă, că treceți peste. Dar văd poate că aveți o relație secretă, un alt bărbat, o altă femeie și puneți stop acestei relații pentru că iubiți pe altcineva și vreți să fiți cu altă persoană. Vreți să fiți cu altă persoană. Mai... Foarte bine vă stă în casă. Da, deci aveți un blocaj și în dragoste, dar totul se rezolvă, totul se rezolvă, că sunteți totul pentru această persoană. Poate să fie o cerere în căsătorie, o mutare împreună, o speranță care se împlinește sigur. Și un blocaj și o supărare trecătoare în casă, un blocaj în relație care se deblochează. Se deblochează până în vară, totul este bine. Cu bucurie. Multă dragoste o să aveți în această perioadă, totuși. Nu vă mai gândiți negativ. Nu am Facebook, vă rog să-mi scrieți pe număr de telefon. Cam asta a fost și vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.